Casa Orășenească de Cultură. Și pentru că orice manifestare în voie cu ajutorul dumneavoastră, celor prezenți în sală, să amintesc pe cei care organizează de Caritas Timișoara cu sprijinul primăriei orașului Bocșa, a Consiliului Local, colegilor noștri din presa scrisă, vorbită, auzită, pentru suportul logistic pe care l-au acordat manifestării noastre, să reușim să aducem aici la Bocșa și să organizăm această manifestare. În primul rând, fanfare Packing, da? Packing din Lugoj, Astra Rail din Arad, Banat, Clubul Economic German din Banat, Timișoara, Asociația Economică Romice Bocșan, Haus Unzere, Kulturhaus am Bocșan. Wir sind glad in Banater Zeitung. Unul din profesorii mei de limba germană din timpul școlii gimnaziale, dar în același timp... Atât pentru noi, cât și pentru reprezentanții. Vreau să vă asigur de toată deschiderea Consiliului Local și a Institutului. Pentru că anul trecut, în luna octombrie, când aici, în această sală, Cenacul Artiștilor Plastici Tiberiu, domnia sa este foarte legat, să aducă Horș Coș Prob la Bocșa. Danke! Profesorul prea de impresiilor ocazia, după ani de zile, să constate că greșeala a fost că nu aici trebuia să pun accent, ci trebuia să insiste pe comunicare și dacă va fi comunicare, până la urmă va fi și corect. Ia, și am fost revizat, mai îngrăs pe fiecare la țel, anul 6 ani. A vorbit de 10 ani, va mai îngrăs pe fiecare, dar să fie mai bine la corect, ca putea să fie și de corect, că ești pe postul să ai întâlnit. Cârnați și alte alimente, la grămadă, mostre care sunt în oglindă și aici pe scenă și vor fi jurizate de la producători industriali, deci ce se poate compara. Pe de altă parte, însă, suntem prudenți. Din partea organizatorilor oferim colegii dragi. Banat Bun este unul din Fuzoni. 2015. Plus cel mai tânăr producător, fiul lui Albert, care vă poate manga din Banat, de aici, din Banat, de unde. Domnul pastor Coller are o poveste interesantă. A emigrat, n-a găsit post în Germania, pastor calvinist în Elveția, și a venit înapoi, a mers în direcția Timișoara, la ieșirea din Poipe, în partea dreaptă, să faceți un peșc. Pentru persoanele fizice, adică cei care fac cârnați în gospodăria proprie, avem următorul Cristi Crib Becerdea. Face caricaturi pe gratis, eu deja sunt un Crib. Am să rog încă o dată fanfara să facă deschid stării de cârnați bănățeni. Borș, coș, prop! Thank you.
Ich mache die konsekutive Übersetzung. Gut. Bekomme ich jetzt Fragen gestellt? Pune sunt întrebări. Da, prezentă la... Da, da, haideți că pune-o întrebările și răspundeți dumneavoastră. So. Pentru prima oară în Banatul Montan. Zum ersten Mal im Banater Bergland. Ich bin zum zweiten Mal im Banater Bergland. Ich war vorher schon mal mit meiner Frau und meinen Töchtern hier im Bergland unterwegs und haben eine kleine Besichtigungstour gemacht. Domnul Ufken este pentru a doua oară în Banatul de Munte. A fost înainte privat cu soția și fiicele sale și au făcut un tur de recunoaștere aici. Cum este această degustare a cărnaților bănățeni aici la Bocșa? Also, ich konnte mir, als die Einladung auf meinen Schreibtisch kam, gar nichts drunter vorstellen. Aber was ich jetzt gesehen habe, das ist beeindruckend. Das finde ich ganz toll. Das ist Traditionswerk. Das ist einfach fantastisch. Când am văzut invitația pe biroul meu, n-am putut să îmi imaginez nimic sub această denumire. Dar ce am văzut aici la fața locului este impresionant, este pur și simplu fantastic. Credeți că această degustare a cărnaților bănățeni poate fi un brand pentru Banatul Montan? Also, wenn ich die Resonanz sehe, die hier die Leute, die Menschen, die hier kommen und die das alle gut heißen, die finden das toll und die Resonanz ist beeindruckend und ich glaube, das ist ein Werbe, ein Aushängeschild für die Region. Judecând după rezonanța în rândul oamenilor care participă aici, văzând cum reacționează, eu găsesc că este un afiș pentru regiune. Ați gustat din cărnații bănățeni? Haben Sie die Würste gekostet? Ich musste ja jetzt raus, Sie haben mich ja weggeholt. Ich wäre gern noch geblieben, aber vielleicht ist es auch gesünder, dass ich jetzt rauskomme und nicht ganz so viel esse. Din păcate m-ați scos de acolo din toiul gustării și nici n-am putut să gust cât aș fi vrut, dar poate e și mai sănătos că m-ați scos. Danke schön. Gern. Wenn Sie sich anmelden, da können Sie auch vorher zum Beispiel... Ja, Ihr Namen und Ihre Funktion. Mein Name ist Frank Ufken und ich bin seit August letzten Jahres Vizekonsul am deutschen Konsulat in Temeswar. Din august anul trecut este viceconsul al consulatului de Germanie la Timișoara. Frank Ufken. Îi permite să se ducă iară să mânce, a întrebat. După cum arată seara, chiar are nevoie. Ăsta a fost handbalist de performanță. De-aia are statura asta. A jucat activ în prima ligă germană. Da, da. Dar fumează din greu. Da, păi, dacă nu puneți întrebări, o iau așa. Este prima manifestare în Caraș Severin, așa cum a zis și Dan Liuț. Și eu am ezitat foarte mult să organizez în Caraș Severin din momentul în care am ieșit din Timișoara, unde aproape 20 de ani am făcut doar în aceeași locație, la Casa Germană sau spuneți cum vreți. Și am fost încurajat de celelalte localități în care am fost, sunt Nicolaul Mare, sunt Ana, Lipova, Radna, Lugoj, unde am găsit un cu totul alt ecou în rândul populației. În sensul că, în seara precedentă, când este de fapt munca fizică de făcut, de tăiat cârnații, de pregătit platourile, că nu poți dimineața să faci și la 12 să deschizi, lumea vine și te ajută și se oferă. Cu ce vă pot ajuta? Ceea ce la Timișoara nu se întâmplă. La Timișoara sunt buni mâncăi, dar nu prea sar cu ajutorul. Aici însă am trăit, în toate orășelile astea mai mici, am trăit efectiv o revelație, aceea a ajutorării, dar și a întrajutorării. Cel mai impresionant a fost la Sântana, fostă cea mai mare comună din România, actualmente Orășel și Sântana, unde au venit vreo 40 de inși în seara dinainte să ne ajute. Iată și acum a venit directoarea acelui liceu
al cărei sală de sport noi am inaugurat-o cu degustarea cărnaților bănățeni. Am făcut mai multe inaugurări de altfel. Am inaugurat anul trecut centrul de informare turistică de la Mănăstirea Radna cu această manifestare și am avut la episcopi acolo, cum cred că n-au fost să mănânce cărnați niciunde. Episcopi diverși. Deci este profitabil și pentru noi, ca ziariști, să ne apropiem de mai mulți sau mai puțin cititorii noștri prin aceste manifestări, să ne facem cunoscuți, de ce să n-o zicem, facem și reclamă pentru noi și să cunoaștem oamenii, pentru că oamenii încă sunt deschiși și vor, dar trebuie să le dai și ocazia. Asta încercăm să facem. Gata? Degustarea cărnaților bănățeni sau vorș coșt prob, cum se numește în dialectul șvăbesc, este pentru prima oară aici la noi la Bocșa, pentru prima oară în județul Caraș-Severin. Organizatorii evenimentului, redacția ziarului Banatăr Zeitung din Timișoara, alături de Caritas Timișoara, împreună cu Primăria orașului Bocșa, Consiliul Local Bocșa, Casa Orășenească de Cultură, dar și Camera Agricolă a județului Caraș-Severin, au reușit să strângă aici, la Casa de Cultură, peste 30 de producători industriali de produse de carmangerie și peste 20 de persoane fizice care prepară cârnați în gospodăria proprie. Au fost câteva sute de persoane care au participat la degustarea cârnaților bănățeni, totul asezonat cu muzică și voie bună. Ne dorim ca această manifestare să rămână în conștiința publicului bocșan și a invitațiilor noștri ca o manifestare foarte reușită. Vă cu domnul? Beniamin Ioja, sunt directorul executiv al Forumului Democrat al Germaniei din România. Domnule director, spuneți-mi, vă rog frumos, cum a fost această degustare a cârnaților bănățeni aici la noi, la Bocșa? Păi, dacă au loc evenimente în Banat, întotdeauna sunt evenimente la superlativ și Banatul Montan parcă mai plusează un pic la chestia asta. Deci a fost o degustare reușită, cu o organizație impecabilă. Nu că m-aș fi așteptat la altceva, dar a fost din toate punctele fantastic și cârnații, ce să mai zicem, trebuie gustați, nu lăudați. Credeți că etnia germană poate să reziste și prin asemenea evenimente în întreg Banatul Montan, dar extrapolând puțin și pe întreg teritoriul României? Etnia germană din aceste lucruri rezistă, din activitățile culturale și culinare care țin tot de cultură, mici sau mijlocii. Nu întotdeauna proiectele mari și fantastice cu un impact 100% sunt cele mai bune. Cele mai bune sunt unde se întâlnește o comunitate și unde oamenii vin cu plăcere. Foarte bun! Da! Foarte bun! Da! Ăștia sunt cei mai buni! Deci, pe gustul meu! Nu știu ale cui sunt, dar în orice caz sunt cei mai buni. Dacă nu mă înșel, sunt al lui doamna. Da. De la Forumul German. Da. Reprezentante de la Forumul German, da. Wie bitte? Was möchten Sie? Was soll ich sagen? Ah, wie die Wurst ist? Sehr gut. Aici se vede pe panou, avem diploma oficială și am venit să ne prezentăm produsele, să afle și bocșenii de produsele noastre. Cârnați, de când eram copil mic, tatăl meu de față, tipul Ceaușescu, se tăiau porci acasă, nu? Deci cârnați se pregătesc întotdeauna, acum oficial pe firmă de 7 ani. Deosebit n-au nimica. Deosebit e că e carne și condimente. Asta contează. Da, e rușine. Spune. Stai puțin, spui că ți-au plăcut, că ai fost impresionată, că da, sunt produse foarte bune. A fost foarte bun, da. Ăia mai deschiși. De la masa aia mi-ar plăcut mai mult, parcă da.
Bună ziua! Alo! Da, da, da. Fășancul 2017 ne-a prilejuit faptul că să venim aici la Bocșa, unde în cadrul unui atmosfere foarte încărcată și frumoase, iată că sărbătorim Cârnațul. Este pentru prima dată în județul Caraș-Severin, unde sărbătorim aici sărbătoarea Cârnațului. Ne bucurăm pentru această inițiativă și considerăm că mai avem și multe alte locuri în județ în care putem să transformăm o sală de bun venit pentru Cârnaț și pentru toți cei care iubesc Cârnațul.